am stabilit toate măsurile de asigurare a informării reprezentanților Partidului Național Liberal privitoare la măsurile de protecție sanitară care sunt luate în ziua votului, astfel încât la trainingurile cu delegații, la secțiile de votare, toată lumea să știe exact ce măsuri de protecție sanitară trebuie respectate în ziua votului. De asemenea, intrăm pe ultima sută de metri, mai avem 10 zile de campanie și am stabilit intensificarea campaniei directe a candidaților Partidului Național Liberal. Ne luptăm cu 28 de baroni roșii și cu peste 1600 de satrapi locali care au ținut localitățile în sărăcie și lipsă de speranță. Bătălia cu PSD-ul este o bătălie de o dificultate extrem de mare. Obiectivul nostru este acela de a scăpa cât mai multe județe de baronii roșii și de a câștiga cât mai multe primării care au fost conduse de PSD și care primari PSD și-au bătut joc de localitățile în care au fost primari. De asemenea, am stabilit sistemul de asigurare a numărătorii paralele, astfel încât să avem datele din fiecare secție de votare prin intermediul numărătorii paralele efectuate de reprezentanții Partidului Național Liberal, astfel încât să putem să comparăm rezultatele oficiale cu rezultatele din numărătoarea paralelă ale Partidului Național Liberal. După alegerile locale vor veni și cele parlamentare. Ați făcut o strategie pentru acelea? Veți merge în alianță? Am discutat despre calendarul alegerilor parlamentare. Sigur că am așteptat și adoptarea modificărilor la legea alegerilor parlamentare. Salut prelungirea termenului de depunere a solicitărilor de vot prin corespondență. Vom face o campanie în acest sens, să informăm pe românii din diasporă privitor la votul prin corespondență, astfel încât, mai ales în țările unde există riscul de a nu se permite organizarea secțiilor de votare, să informăm toți românii din țările respective că modalitatea cea mai sigură de exprimare a votului este votul prin corespondență. PNL va merge în ceea ce privește alianțele, se depun până mâine, cred că e termenul de depunere a alianțelor. Partidul Național Liberal este cel mai puternic partid din România. Este un partid care se bucură de cea mai mare încredere din partea cetățenilor și normal că Partidul Național Liberal participă în alegerile parlamentare pe propriile picioare. Veți face majorități după aceea pentru Parlament cu USR, cu PMP? Va exista o formă de colaborare? Sau de mere? Singura certitudine este că nu vom face cu PSD nicio formă de înțelegere guvernamentală. Potențial parteneri, evident, sunt partenerii din Partidul Popular European și USR Plus. Dar ați prefera o majoritate cu cei de la USR sau o majoritate cu DMR și PNL? Aș prefera o majoritate PNL. Voiam să vă întreb în legătură cu votul pentru alegerile locale, dacă va rămâne acea cabină specială pentru cei cu simptome de COVID, unde vor putea să meargă să voteze, cei care ar putea avea. Deci recomandarea noastră a fost către toți cei care au simptome asociate și nu apucă să fie diagnosticați, să ceară în baza unei, să consulte medicul de familie, să ceară deplasarea urnei mobile, pentru că vom deplasa urna mobilă pentru a asigura exercitarea dreptului de vot și pentru cetățenii care sunt bolnavi și sunt tratați în spital și pentru cetățenii care sunt tratați prin izolare la domiciliu, de asemenea și pentru persoanele care au fost persoane de contact pentru persoane diagnosticate cu COVID, care sunt în carantină la domiciliu. Și ca atare, orice persoană are simptome, este bine să apeleze la medicul de familie să ceară deplasarea urnei mobile. Ce se va întâmpla în cazul românilor din diaspora? Important este
Să fie respectate măsurile. Obligația de a intra în localul secției de votare cu mască, obligația dezinfecției, dezinfectării mâinii la intrarea în secția de votare și la ieșirea din secția de votare, astfel încât dacă cumva este cineva infectat atunci când atinge, să nu transmită prin ștampilă, prin buletinul de vot pe care pune mâna. Am luat măsuri raționale, ne-am uitat și în alte țări ce măsuri au adoptat, am adoptat cam toate măsurile care reduc riscul de răspândire a virusului și care să ofere garanție omului că poate să vină la vot fără să existe riscul de infectare. Ce vor face la cei care vor veni fără mască? Le va fi interzis să intre în secția de vot sau vor primi mască de la Vor primi mască. Deci noi am prevăzut în reglementări și în planul de pregătire, am prevăzut pentru fiecare secție de votare existența unui stoc de măști care să fie puse la dispoziția cetățenilor care vin la vot și care vin fără mască. Ce vor face românii din... Câte măști ar putea să fie disponibile într-o secție de vot? În funcție de numărul votanților din secția respectivă. Ce vor face românii din diaspora, acolo unde statele respective nu permit organizarea votului și nici nu s-au înscris noi la votul prin corespondență? Noi am început discuțiile, noi am format încă de acum o lună de zile un grup de pregătire a votului în diaspora, în care este implicat Ministerul Afacerilor Externe, Autoritatea Electorală Permanentă, Departamentul Românilor de Pretutindeni. Vom face discuții, au început deja discuțiile cu țările, în special cu țările unde există mulți români, pentru a obține cât mai repede informația dacă se va permite organizarea secțiilor de votare pentru români. Sigur că noi ne dorim să se permită în toate țările votul la secția de votare, dar dacă vor exista țări, vom încerca să aflăm din timp, astfel încât să focusăm campania de informare a românilor acolo unde avem informația că nu se va permite organizarea secțiilor de votare, astfel încât se poate vota prin corespondență. Permiteți-mi despre debutul noului an școlar și vă întreb, pentru că am văzut, au fost foarte multe școli, acolo unde nu s-a respectat distanțarea, părinții au fost chemați mai devreme pentru a aduce copiii și li s-a permis accesul copiilor în școli mult mai târziu. Din această cauză, în fața... Deci fiecare școală a avut propria organizare a... Fiecare școală a propria organizare. Școala nu poate să controleze ce se întâmplă în afara școlii. În ceea ce privește ascultați-mă, fiecare director de școală, fiecare diriginte de clasă, fiecare învățător a comunicat cu părinții, s-au stabilit anumite reguli. Regulile respective nu au fost standard impuse peste tot la fel. Noi am impus niște reguli care au fost respectate și sălile au fost pregătite în cele mai multe, toate sălile au fost dezinfectate, au existat măști, copiii au purtat mască, există distanțarea fizică atât cât este posibil în școlile, structura școlilor așa cum este ea. Noi am luat toate măsurile care puteau fi luate și pentru a sprijini autoritățile locale, pe lângă alocările pe care le-am făcut din fondul de rezervă, sumele de echilibrare. Am, încă de acum o lună de zile, am dezbătut și adoptat ordonanța de urgență prin care am alocat 175 de milioane. Autoritățile locale știu foarte bine că au posibilitatea să deconteze orice cheltuială cu tablete, cu... Tabletele sunt două tipuri de tablete. Sunt tabletele care pot fi achiziționate de autoritățile locale sau de unitățile școlare, pentru care se decontează în limita 100 de milioane de euro din fonduri europene puse la dispoziție de Guvernul României. Sunt tabletele care au fost achiziționate de ONAC în sistem centralizat, pentru care s-a semnat contractul pentru 82.000 de tablete. Sigur că ele vor fi direcționate în regiuni, că au fost licitații pe regiuni. Vor fi direcționate astfel încât să ajungă la școală. Unde n-au ajuns tabletele, unde n-au ajuns, în cursul acestei săptămâni este prevăzut un contract, unde n-au ajuns tabletele, încă o dată, repet, școlile sunt în proprietatea localităților. Cheltuielile de investiții, cheltuielile materiale, servicii sunt făcute de cel care administrează proprietatea, adică de autoritatea locală. Achiziția de măști, achiziția de tablete, achiziția de echipamente trebuie făcută de autoritățile locale. Noi am făcut această licitație pentru a pune la dispoziția autorităților locale tabletele care am putut să le achiziționăm în sistem centralizat, care sunt mai mult niște tablete de
intervenție care trebuie să suplimenteze în locurile în care nu s-au achiziționat suficiente tablete, dar am mai mult decât să alocăm 100 de milioane de euro, gândiți-vă, 100 de milioane de euro înseamnă, dacă tableta e cam 200 de euro, înseamnă 500 de mii de tablete care pot fi achiziționate de autoritățile locale, pentru care nota bene este mult mai ușor să facă achiziții, pentru că nu trebuie să facă procedurile de licitație conform legislației în vigoare, pot să facă o procedură simplificată și să achiziționeze. Păi unii și-au început, sunt primari gospodari care și-au achiziționat tablete, au achiziționat măști, au achiziționat substanțele dezinfectante și au pus la dispoziția școlii. În ceea ce privește deschiderea școlii, vreau să spun doar atât. 3 săptămâni a fost ceva, o nebunie, parcă era prezentată o deschidere de an școlar, toată lumea a fost speriată, nu s-a întâmplat așa cum au fost prezentate evenimentele. Ministrul, ne vedem rezultatele peste 2 săptămâni. Deci la școală copilul este în siguranță și le transmit părinților acest mesaj. La școală copiii poartă mască, la școală copiii sunt sub supravegherea cadrelor didactice, copiii, riscul de îmbolnăvire a unui copil la școală este minim. La școală copiii sunt mai în siguranță decât când sunt liberi, când nu sunt sub supravegherea părinților, poate mulți care n-au fost luați de părinți de la școală s-au dus ei împreună fără mască diferite locuri, dar la școală copilul este în siguranță și cadrele didactice, managementul școlilor iau toate măsurile astfel încât riscul de răspândire la școală al virusului să fie minim. Permiteți-mi, vă rog, o completare. Dacă în ziua votului cineva are febră peste 37,3, poate să intre să voteze? Că nu ați fost foarte clar mai devreme în legătură cu acele cabine speciale. Deci, pe lângă reglementările din hotărârea de guvern privind starea de alertă în anexă, va exista un ordin comun al Ministrului Sănătății, Ministrului Afacerilor Interne și autorității electorale permanente, care cel mai probabil mâine va fi publicat și care va conține toate reglementările privitoare la exercitarea zilei de vot. În hotărârea de guvern n-am putut să reglementăm fiecare detaliu. În mare am stabilit niște reguli foarte importante. Regula portului măștii, regula distanței fizice, regula numărului maxim de persoane din secția de votare, obligația de a trimite urna mobilă și mai ales întâi se duc la votanții non-COVID care au nevoie de urna mobilă și după aia la votanții care sunt cu COVID. Am stabilit niște reguli în mare legate de ziua votului. Reglementarea în amănunt se va face prin ordinul comun al Ministrului Afacerilor Interne și al Ministrului Sănătății și al Președintelui AEP. Referitor la tablete, duminică seara, Ministrul Educației declara că 87,7% dintre copii au tablete, fie că sunt personale ale lor, fie primite. Ce conform datelor care sunt transmise de la școli prin inspectoratele școlare, asta este situația. Noi vom asigura în timp, chiar dacă nu imediat, vom asigura tablete împreună cu autoritățile locale, vom asigura tablete pentru toți copiii. Ceea ce privește accesul la internet, ne-am depășit numărul de școli pe care l-am discutat, 2800, și vom conecta 3300 de școli la internet pe fibră optică, astfel încât să creștem numărul școlilor care sunt conectate la rețeaua de internet pentru a facilita. Dar ați văzut datele referitoare la începutul școlii. Majoritatea zdrobitoare încep școala în clasă. Mă refer la numărul de școli în ansamblu. Cred că sunt peste 12.000 de școli unde se începe normal în clasă, datorită unui indice de răspândire a virusului de sub 1 la 1000. Acest indice probabil va crește pentru că am cerut domnului ministru Tătaru să scoată focarele din evaluare, să evalueze numai răspândirea în comunitate efectivă a virusului. Și pentru celelalte școli și pentru ceilalți elevi vom asigura treptat toate tabletele, dar sigur, așteptăm un parteneriat cu autoritățile locale și cu directorii de școli care cunosc mult mai bine problemele de la fața locului, știu care sunt copiii care au nevoie de tablete. Noi asigurăm resursele financiare. Aceste măsuri și s-a așteptat începerea anului școlar și nu am fost luate. Alocarea banilor prin ordonanță de urgență a fost făcută de acum câteva săptămâni. Și în opinia dumneavoastră, date fiind datele actuale, învățământul mai este gratuit pentru toți copiii?
De ce îmi puneți întrebarea asta? Pentru că sunt copii care folosesc propriile tablete, de exemplu. Și foarte bine că folosesc propriile tablete. Au foarte mulți copii care au tablete, au laptopuri, au calculatoare acasă. Alocarea tabletelor se face către copiii din familii vulnerabile, unde părinții nu au resursele necesare pentru a le pune la dispoziție tablete, laptopuri sau calculatoare. Domnule, două doamne secretari de stat se află în campanie electorală, vorbim despre secretari de stat de la Ministerul Educației. Și ați fi preferat să nu intre în campanie, să nu și-a concediu pentru că au intrat? Le-am dat concediu, Ministerul Educației nu stă într-un secretar de stat. Nu stă într-un secretar de stat. Dacă ministrul a considerat că poate să ofere concediu, sunt două doamne, dar cazul unei doamne nu e legat de campanie electorală, știi? Cazul unei doamne nu e legat de campanie electorală. Ministerul funcționează la deplină capacitate, ministerul are un întreg aparat de lucru și toate funcțiile necesare a fi exercitate pentru deschiderea școlii au fost exercitate. Iar încă o dată vă spun, din punctul meu de vedere, deschiderea școlii s-a desfășurat în condiții normale, în condiții decente. Pregătirea școlilor a fost bună, măsurile care au fost adoptate prin Ordinul Comun al Ministerului Sănătății și Ministerul Educației au fost respectate. Riscul de răspândire a virusului în școală este minim. Iar dacă mai sunt disfuncționalități, dacă mai sunt situații unde trebuie intervenit, Ministerul Educației, Inspectoratele Școlare, Direcțiile de Sănătate Publică și administrațiile locale, acolo unde există administrații locale responsabile, sunt pregătite să corecteze orice fel de disfuncționalitate apare. A apărut o înregistrare cu Nicușor Dan, afectează acest lucru imaginea PNL? Vorbim despre acea înregistrare în care Nicușor Dan este acuzat că a fi negociat Deci, nu mi s-a părut o negociere. E urât să-l înregistrezi pe cineva atunci când vorbești cu el. Dar ceea ce vreau să spun este că PSD-ul este disperat, că pierde teren pe zi ce trece. Toți mafioții și toți interlopii care au trăit bine sub guvernarea locală PSD încearcă disperat să-l discrediteze pe Nicușor Dan fără niciun fel de bază. În cazul respectiv era vorba de un abuz al primăriei care a vrut să demoleze o clădire. Asociația Salvați Bucureștiul, care a apărat cetățenii de abuzurile primăriilor, a venit în sprijinul cetățeanului care era pus în pericolul de a fi demolată clădirea, iar în instanță, cu sprijinul Asociației Salvați Bucureștiul, a fost anulată decizia de demolare, deci procesul a fost câștigat. Ce negociere e acolo? Și nu cred că mafioții și interlopii trebuie să facă legea. Faptul că sunt date astfel de înregistrări pirate, care nu au niciun element credibil și care nu constituie, din punctul meu de vedere, nu pun nici măcar o umbră de îndoială asupra candidatului Nicușor Dan, îmi arată disperarea PSD și faptul că sunt capabili să apeleze la orice fel de mijloace. Nicușor Dan este un om cunoscut, este un om corect, un om cinstit, un om care s-a bătut pentru interesele bucureștenilor, fără să aibă vreo funcție publică, care a ferit bucureștenii de abuzuri, care s-a luptat pentru respectarea legislației în domeniul urbanismului și, din punctul meu de vedere, această înregistrare nu este altceva decât o măsură disperată din partea mafioților și interlopilor care sprijină PSD. Dar este normal ca în calitatea sa să sune la primărie și citesc, trebuie cumva să ajungem la o înțelegere, să încerce o înțelegere cu oficialii primăriei? Totdeauna există și în avocatură, există medierea. Înainte de a ajunge la proces, există posibilitatea unei discuții. Deci omul apăra interesele unui om căruia era amenințat omul că îi se demolează clădirea. A încercat să ajungă la o înțelegere, nu a ajuns la nicio înțelegere pentru că lucrurile sunt demonstrate de faptele ulterioare, s-au judecat și au câștigat procesul. Potrivit unor surse, Curtea Constituțională ar fi respins sesizarea guvernului pentru conflictul privind... Nu au respins sesizarea, au considerat că nu-i conflict, ca să nu se pronunțe pe fond. Hai să nu ne facem că nu înțelegem despre ce e vorba. Credeți că PNL se poate relua votul pe moțiune? Adică juriștii PNL ce consideră că se poate întâmpla după această decizie? Păi, punctul nostru de vedere l-am exprimat de atunci. Din punctul nostru de vedere este neconstituțional să depui moțiune de cenzură
în vacanța parlamentară. Ca să nu mai spun, oficial, într-o sesiune extraordinară depui moțiune, în altă sesiune extraordinară vrei să dezbați moțiunea, iar acum ar fi culmea să se mai dezbați. Nu, nu ne e frică, dacă PSD-ul vrea să continue procedura, să o continue, îi așteptăm până în alta, le readuc aminte că nici măcar nu au fost în stare să asigure cvorumul. S-a terminat ședința la Curtea Constituțională și este respinsă cu unanimitate conform surselor noastre politice. Respinsă. Deci întâi vreau să văd o comunicare oficială. Au venit comunicat în scurt timp. Și vreți să vă dau un răspuns pe necomunicat. V-am dat un răspuns privitor la faptul că din cele informațiile care au răzbătut de la Curtea Constituțională, ei consideră că nu există conflict juridic. Adică nu s-au pronunțat pe fond. Asta este, de fapt, decizia Curții. Nu este o decizie nici în favoarea, nici în defavoarea PNL sau a Guvernului. Este o decizie care ei au considerat că nu e conflict ca să nu se pronunțe pe fond. Cer scuze? Metro. Metro. Mai ales pentru dumneavoastră.